Dacă îmi doresc să rămână ceva pentru totdeauna de la mine, îmi doresc să rămână uh, puterea și determinarea de a-ți urma visul. Și cred în, în munca asta făcută fără să cer ceva înapoi, ci pur și simplu o faci pentru că ai o pasiune și vrei să o faci. Și în momentul în care se întâmplă fără ca tu să o ceri, mi se pare că atunci îți vine înapoi înzecit, pentru că tu n-ai cerut-o ci pur și simplu ai făcut-o fără să întinzi mâna. Și din punctul meu de vedere, pentru cinematografia din România și pentru România ca țară și ca viitor turism, ce va aduce serialul ăsta spre România și spre Vlațepe și Vlad Dracula și Transilvania, pe care toată lumea oricum o știe, e aur. La, 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 la. Bună seara din nou, suntem la podcastul lui Damian Drighici. Vă mulțumesc mult din nou pentru toate comentariile voastre și toate mesajele pe care le primesc de la voi. În această seară, așa cum am obișnuit, de fiecare dată am un invitat foarte special și de data asta am un fost coleg de pe vremea când eram compozitor, dar și Actor pentru o perioadă, nu, nu sunt actor, dar doar am jucat într-un serial împreună cu uh, acest uh, minunat, minunat uh, tânăr talent și un actor uh, în devenire foarte, foarte, foarte cu, cu mare uh, succes. Uh, am jucat împreună în Sacrificiu, după care el a jucat uh, an la rând în uh, serialul Adela și mai nou uh, este românul care ne, ne reprezintă într-un uh, rol de mare, mare importanță a lui Vlad Cepeș într un serial, pot să spun, despre da, da, Netflix, da, da, normal, normal. Pe, pe Netflix este serialul care de în ultimele săptămâni este uh, numărul 1 pe, pe toate pe mai multe țări, am înțeles da, și o da, să ne povestească el. Am onoarea să l-am invitat pe Daniel Nuț. Mersi, mersi din suflet și pentru introducerea asta lungă și bă, Cu -a mare audiativă. drag și e chiar adevărul. e chiar adevăru. Da, mulțumesc mult. Mulțumesc mult și mă, mă bucur că în sfârșit am facem ajuns asta și facem asta că de când ne-am așteptam... promis 20 iulie sau nu, iulie ceva de iulie? La Tif. La în 2021. Acum un acum an. Un an în Cluj. și ceva, da. Da, da. da, da, Și iată că în sfârșit suntem aici și cu ce ocazie? Da, exact. Da. Daniel, spunem puțin despre prima întrebare pe care o pun tuturor invitațiilor invitaților mei de obicei este uh, cine ești. Dar fiind artist, fiind actor și făcând parte din, din lumea mea, îți spun o întrebare va fi altfel, va fi ce ești, Daniel? Ce sunt? Sunt un om care și-a găsit un drum al lui, și pe care vrea să-l facă de acum încolo toată viața, și vrea, sau măcar încearcă, așa spun tot timpul, încearcă să, să mute puțin munții și să schimbe puțin culoarea apelor. Sunt un om, sunt un actor, sunt mai nou de ceva timp și producător de film, tânăr producător de film. Sunt și uh, profesor pentru copii la o academie, predau uh, actorie de film pentru copii și uh, sunt uh, un familist, sunt rac, am 29 de ani și încerc să să, să duc uh, planurile și visurile mai departe. Doamna ajută! povestește despre copilăria ta. Uh, unde ai În București sau...? Lângă București. Uh, părinții mei stau lângă București, în Brănești, la 15 km de București, uh, la curte cu uh, pisici, cu căței, cu oameni cu uh, pe stradă, cu fotbal uh, în fața curții, cu prietenii mei pe stradă, când nu, nu era nici măcar asfaltată strada și ne jucam în praf și făceam uh, terenul de, de fotbal din praf și jucam toată ziua uh, fotbal pe stradă, vara când aveam vacanță, uh, cu bunicii, acolo am copilării, după care am venit ușor, ușor spre, spre București era și aproape, așa că nu aveam cum să nu vin. Da. da. E, asta e, chiar astăzi am un, priet un prieten al meu cu, cu chitară, pleacă în, în, state pentru o lună zile să lucreze cu niște ingineri de sunet și îmi spune, mamă, mi-a scris asta ăsta, ăsta stă cam departe, la 30 de km de LA. Și zic, frate, da. în LA, 30 de km da, ca și nu cum nu te duce mic. de aici la până două stații, adică exact, da, da. acolo în fiecare zi te duci la București, dar da, da. ca și cum inibica. Dar nici nu ai cum să supraviețuiești fără mașină. Exact, în LA. Adică exact. Nu poți cu metrou sau cu... A, cum erai copil? Făceai prostii? Nebunatic? Mm, nu prea. Nu, nu prea, prea bă, făceam nu, După față nu pari. Da. da, nici nu făceam, adică cel mult mai făceam câte o prostie. Mai uh, fugeam cu prietenii noaptea, ieșeam pe geam, mă duceam, ne duceam prin comună, ne prima cu bicicletele. Chiuleai uh, de la școală? Nu prea chiuleam, pentru că la școală deja eram, eram în București. Și aveam un program foarte clar și veneam în fiecare zi cu microbuzul, aveam un microbuz clar care ne aducea acasă, așa că nu prea chiuleam. Mai chiuleam în timpul orelor cu colegii de la liceu și mai jucam un tenis, mai mergeam la barul de lângă liceu, fumam un arghilea, beam o bere, fumam niște țigări. A fost pentru prima oară când am fumat în liceu, că na, nu poți să nu fumezi în liceu. Normal, Toată lumea parte în parte exact. din Da. Dar, în rest, am fost un copil cu minte, ai mei tot timpul, m-au obligat cu meditații, la franceză, la engleză, la germană, stăteam tot timpul, îmi făceam temele în autobuz, că nu îmi făceam temele. Că... Stăteam copil cu ascultător sau? Destul de, destul sau de Sau măcar le-am dat lor impresia că am fost, când, de fapt, eu făceam ce voiam. Da. Ai frai surori? Am o soră mai mică. O soră mai mică care acum e anul întâi la regie de film la wow, tare, tare. Da, da, da. A vrut inițial să, să urmeze calea și să fie actriță, după care și-a dat seama că actorii sunt cam ultimii așa în lanțul trofic și că e mai bine să fii liderul unei producții și să fii regizor. A fost mai smart poate decât, decât mine și a ales să fie în față. Bă, te băteai? Te bătei la școală? Nu, 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 nu. N-am avut astea. Nu, n-am avut. Cred că o singură dată, cred că o singură, da, Uite că n-am, mai, n-am vorbit despre asta niciodată. O singură dată mi-am luat un pum de la, de la, niște colegi și am avut ochi uh, ochiul umflat și nu știam cum să mă duc acasă. Că ce o să spun ai mei, cum, cum o să mă vadă cu ochiul umflat? Și așa, dar în rest nu, nu, nu m-am bătut. În schimb am făcut kickbox. În liceu și acolo consumam toate Energie. energiile. Ai da. făcut, la parte de kickbox, ai mai făcut un sport? Ai, am încercat, au încercat ai mei să le fac pe toate, și fotbal, și karate, și uh, judo, și handbal. nu s-a legat nimic până când nu a venit de la mine, și dans. Plângeam când mă ducea mama, eram clasa a doua, clasa a treia și mă ducea cu forța la dans, la dans de societate și urlam pentru că nu îmi plăcea și nu voiam și trăgea antrenorul de noi să dansăm și nu îmi plăcea deloc. Ți-ai luat-o? Uh, de la ai mei? O singură dată. O singură dată în clasa 8, -a, când aveam a doua zi. Vurnocă, ceva. Nu, aveam a doua zi examenul pe vremea era teză unică, trecuse capacitate și deja se instaurase teza unică și aveam teza unică la istorie, apropo de istorie, că ajungem și acolo și nu știam nimic. Mama se uita pe caiet, încerca să mă asculte și nu știam nimic și mi-am luat-o. Mi-am luat-o cu papucu. Da. Și aia a fost singura dată. Singura dată și... s a fost învățarea de minte? Mi-a fost, mi-a fost, mi-a fost. Mai ales că dacă s-ar fi întâmplat mai des, probabil că... Te eu obișnuiești, ești, bă, te, da. te obișnuiești și nu mai, nu mai, înseamnă mare lucru. Dar când e o singură dată, ți-o aduce aminte. Adică una și bune. Prima dragoste la ce vârstă? Oh, pf, nu, nici nu mai știu. A, a, prim cred că prima oară când m-am pupat cu o fată a fost prin clasa 5 -a. Și atunci era așa un mare eveniment în toată familia. Le-am spus că m-am pupat și că am o gagică și ne trimiteam pe vremea aia încă, încă ne trimiteam scrisori și puneam, aduceam, aveam și oracol, ne completam un oracol, după care ne trimiteam scrisorii. Scrieam scrisori, scriam scrisoarea acasă și o puneam în plic o ghiocel, împlic și dădeam colegii ei să-i dea scrisoarea, nu o dădeam eu direct, mi era rușine. Ea era clasa 6, eu eram clasa 5, îți dai seama. Da. A fost a, a fan. Fost crezi că cât de importantă pentru tânăra generație, pentru copiii la care se uită la noi, cât de important sunt primii ani de educație de școală? Și a. mediu în care ești. Bineînțeles, asta continuă pentru restul vieții, dar mai ales mediu Mai ales mediul. Uh, din punctul meu de vedere, e esențial. Știi că... De ce spunem tot timpul nu ai cei șapte ani de acasă sau nu ai cei șapte ani de la școală? Pentru că ăia șapte ani contează enorm. Contează enorm ce se întâmplă cu copilul, din punctul meu de vedere, ce se întâmplă cu copilul în anii ăia. Și mai departe, trece din mediul de familie Trece în mediu de prieteni și de școală Unde la fel contează enorm Pentru că de fapt atunci Până la vârsta de 14-15 ani Din punctul meu de vedere sau cel puțin la mine așa a fost Ești un burete Ești un burete care Absurd, Absorbe tot și toată informația Acum depinde ce informație vine către tine Dacă vine una bună Dacă te dezvolți Și cineva te ajută și te împinge De la spate să te dezvolți într-o anumită zonă Dar în același timp să-ți placă și ție nu să-ți fie impusă, pentru că de asta ziceam, tata a încercat cu mine o groază de sporturi, dar până nu s-a legat de mine și am, am, intrat eu în sala de kickbox și am zis, eu vreau să fac kickbox, nu s-a întâmplat. Încercam, dar mintea mea de copil respingea totul, pentru că nu venea de la mine, nu venea din interiorul meu dorința să se întâmple. Și mai ales că acum lucrez cu copiii la academie, văd lucrul ăsta. În momentul în care vor să facă și vine uh, intenția de la ei, sunt excepționali. Când sunt aduși de părinți și când sunt obligați, hai să mergi și tu acolo pentru dezvoltare personală, nu funcționează. După jumătate de ani, într-un într motiv sau un altul, uh, aud copilul meu e răcit și nu mai poate să vină astăzi sau uh, și-a dat seama că nu e pentru el. Da, nu e pentru el, pentru că n-a venit din interiorul lui, n-a venit, asta, nu e cu pasiune. Asta făcut. tot bat eu apă cum să zice, non-stop despre mie, că mă lumea, wow, tu ți-ai ales muzica, nu, zic, nu am ales-o și am mai spus asta. Nu, nu, la mine, în familie a fost o obligație. Toată na. lumea sunt muzicieni la Utar asta de 100 și ceva de ani. Na. Și atunci asta era impusă. Băi, trebuie să studiezi că trebuie mm. să ajungi la Utar sau, sau, să faci muzică, că dacă nu ajungi mai rău ca alți verdi mm. ai tăi. Da, da, da. Mai Mai Îți ia foarte mult până când s ajuns să ajungi să-ți dai seama dacă asta a fost aleasă de tine sau nu. Da. Uneori, și dacă faci performanță în viață și tu, de fapt, nu ai făcut-o din, din dragoste, nu a fost alegerea ta, da. la un moment dat, toată aceasta, nu remușcare sau regret, tot ai tendința de, de a te duce spre altceva pentru că simți chemarea spre altceva. Da, da. E, se întâmplă chiar și la performanță, se întâmplă de obicei la sportiv lucrul ăsta. Uh, la un moment dat apare un breakdown și uh, se schimbă radical și nu înțelegi, bă, dar ce s-a întâmplat? Am atâția prieteni și am auzit atâtea povești cu oameni din tenis care erau excepțional de buni, mergeau la toate competițiile internaționale și la un moment dat s-a întâmplat ceva și, uh, de exemplu, știu o poveste cu o fată care era excepțional de bună și la un moment dat s-a întâmplat ceva și hai, acum la... Un, un magazin foarte mare de haine. Adică, de, de unde până unde? Cum? Pentru că în, probabil nu, era nu a fost flere, alegerea da. ei. Și nu era în primul rând pentru, pentru sufletul ei. Da. La ce vârstă ți-ai dat seama că vrei să fii actor? Sau când ai început să cochetezi cu ideea asta? Uh, și asta e o poveste Fania, apropo de ce vorbeam mai devreme cu Dorința și cu bă, fetele. Uh, prin clasa 11 -a, cred eu, eram deja la liceu, un golănel cu toți golanii de liceu, Uh, și uh, profa de franceză uh, venind din Franța a venit cu o altă perspectivă asupra orei de franceză și a zis ok, hai să facem un film dar în limba franceză uh, și ok ne-a întrebat care vreți să veniți adică nu se dădea un casting ea scria adapta scenariu în funcție de personajele și actorii așa zis și actorii amatori care uh, eram noi din școală și mie mi mi s-a părut interesant, dar am întrebat o chestie. Dacă vin la filmare, am ocazia să mă pup cu fetele? Și a zis, da, normal. Și mi-a creat un rol astfel încât să am două fete cu care să mă pup. Și a zis, ok, bine, vin. Și am filmat, am filmat cu o echipă semi-profesionistă. S-a montat filmul, s-a făcut o proiecție în liceu, toată lumea a văzut, toată lumea m-a felicitat pentru ce rol am făcut acolo. Și ceva s-a s, -a, s -a aprins, un becule s-a aprins și am zis: "OK, eu vreau să fac treaba asta. Mie îmi place treaba asta. Nu neapărat să mă pup cu fete, că pot să mă pup și altfel. Dar îmi place pe ecran. Vreau să fac uh, treaba asta. Probabil că un background undeva exista. Tata de mic venea cu uh, a fost polițist, acum uh, s-a pensionat, dar uh, fiind polițist, venea tot timpul, ce mai lua și el de pe colo pe colo, venea cu VHS-uri, cu casete cu filme cu Bruce Lee, cu Jean-Claude Van Damme, cu Arnold Schwarzenegger și le, le am văzut pe toate. Sport sângeros 1, 2, 15, toate artele marțiale erau la noi pe casetă și seara stăteam cu el și ne uitam, dar eu fiind foarte mică, adică 4-5 ani, în perioada în care erau la modă filmele cu Jean-Claude Van Damme. Ceva în mine probabil că a rămas, pentru că related și kickbox și așa da, mai da, departe, da, după da. care Aflacția. filmul ceva acolo s-a modificat în mintea mea de copil uh, și făceam ca Bruce Lee prin casă, ca Jean-Claude Van Damme, încercam să fac șpagatul, nu mi ieșea niciodată cum făcea Jean-Claude Van Damme. Și mai departe în, în liceu s-a întâmplat lucrul ăsta și s-a întâmplat de clicul și am zis ok. Bine, vreau să fac asta. Dar atunci Am nu vre... aveai ceva clar. Adică... Nu, nu, nu ți să zis ceva. Nu, bă, vreau nu, să fiu nu, doctor, nu. inginer, pilot. ai mei au tot insistat, mai ales tata a insistat pe bă, bă, Politehnică. La cibernetică, să fiu bă, bă, la cibernetică, lucrez pe calculator, stai într-un birou, faci bani, nu e nicio problemă. În același timp, el fiind polițist, a încercat să inducă ideea și de a fi polițist. Mama tot insista, hai să, uite, te duci la academie, bă, bă, ai un job acolo sigur, nu e nicio problemă, îți dăm și o mașină, te duci la băneasa, la academie. Și am zis, nu și nu și nu, că eu vreau să fac, vreau să fac film. Deci, deja acto actoria asta, asta era. Da, e, da. E, 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 mișto povestea cu, cu, gagici, cu, Gajici, cu Patu, că eu până la 27 de ani am prea ajuns la Berkeley, la, în Boston, la, la universitate, nu putem niciodată, n-am recunoscut în România și în Grecia că sunt țigan. No. Și din aceeași motivație, tot, pentru niște gagici, am plecat cu niște prieteni de-ai mei la o petrecere de iarnă, prima petrecere în decembrie, mm -hmm. după primele patru luni în, în Boston Și la ea nu le spuneam, cu toate că sunt mai întunecat la culoare, am neam grec, adică da, tot felul da, de da, lucruri da, da. de-astea. Zorba. Da, adică încercam să păcălesc. Și... Nu eram conștient atunci de cât, cât de mare poate să fie asta pe o merită aia ca să nu s-o duci. Și la un moment dat așa zice, bă, da, mergem de la de asta, dar tu de unde ești de fapt, de România? Zice, nu o să ai nicio șansă, la care că unde e unde asta, în Africa unde e asta? Ca americanii, <laughs> wow. da, 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 da știi, dacă îi îi nu, treabă, unde da. e România pe hartă, Și nu zic, nu, e în Europa. În care Europa? Zic, în Europa de Est. Zic, oh, oh, oh. Și ăsta s-a uitat la, la mine, așa, trei, patru colegi de ai mei, Zice, și, și mi am mai fost înainte, în Grecia. Da, dar Grecia nu mai prinde la gagică. e. Mm. Vorbesc spaniola, de ce? Că spuneam că ești în Spania. Nu vorbesc spaniola, dar nici asta nu prinde. Da, da. Ce România, România. Și unul te zice, dar România voi nu, nu aveți nu, e ceva cu Dracula? Cu, da, da, da. 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 Pe și nu poți să spui că ești neam cu ăla. Zic, <laughs> nu, pe nu sunt. Zice, wow. și unul unul te zice, da, în, în Dracula, uite ce ciudat asta. Da. Stat. Zice, nu aveau unii care erau gipsi, sau cum se numeau ăia? Mm. Zic, gipsi. Ce, pe da, spune că ești unul ca ăla, că aici prinde foarte mult. Pe, zic, de, chiar sunt. Oh, wow. Zice, eu are gipsy? Da. O să vezi de seara. Mama, și mergem la petrecerea aia. Mm. Băi, și primul, primul lucru mi-era greu. Da, nah, da. N-am crezut în aceștia, că ăștia erau băieții, mm. acum trebuia să testez pe, 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 pe fete. Nah. Și stau așa într-un colț, am așa un dolar rușinos, nu vorbea nici engleza bine și zic Hai, how are you? What's your name? Damian. And uh, where are you? Și n-am mai răspuns, de unde ești? Zic că I'm gypsy. Bă, când am zis am gypsy, girls, we have a gypsy here. Și au venit 20 wow. de gata. <laughs> <"YES!" laughs> Și din momentul Super... ăla mi-a trecut complexul da, de rasist da, sau da, da. de, 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 de frică mm -hmm. de a spune că sunt țigandă și deci tot de la da, da, da. Exact. Totul pleacă într-un fel sau altul de exact. la... Și după aceea ce ai făcut? Uh, cum ai Am vrut să plec în state. Uh, Găsisem o facultate acolo, New York Film Academy, ah, care da, știu. era specială pentru, pentru film. Uh, voiam să aplic. Ai mei au zis la un moment dat că mă susțin și pe partea financiară n-ar fi fost nicio problemă. Am făcut uh, între timp un, uh, un curs până să dau la facultate, am făcut un curs uh, în România. Uh, M-am cunoscut cu un regizor care m-a sfătuit să rămân în țară, să învăț în limba mea să fac meseria asta și dacă destinul și steaua mea norocoasă la un moment dat mă va duce în state, se va întâmpla. L-am ascultat te scris la una M-am înscris la UNTC, m-am pregătit puțin cu el înainte de, de admitere, uh, am dat admiterea și dacă nu intram din prima, a fost și o presiune destul de mare. Dacă nu intram din prima, a doua zi îmi luam dosarul și îl depuneam la academie. Așa că am depus tot efortul să intru uh, din prima, am intrat și mai departe, m-am îndrăgostit de teatru, uh, am început să fac și teatru. Ne fiind facultate de film în România, de actorie de film în România, singura opțiune era un etc actorului de teatru. Așa că am dat acolo, am intrat, mi-am făcut examen, le am terminat facultatea. Pe cine a făcut profesorul? Uh, Ștefan Veniciuc și Puiu Șerban. Și uh, Dumnezeu să-l ierte Doruana, care era coordonatorul, profesorul tuturor celor patru, patru grupe în care eram divizat. Ștefan Velniciuc îți aminte de când era mic în rolul a super, super, uh, adică din frații Exact, frații da. Gider. și am mai jucat și în rolul unde era băiatul lui Ștefan cel Mare. Da, da, da. da. Cu da. Exact. Nu, nu cu Liviciu no. cu Gheorghe Cozorici. Gheorghe Cozorici, Da, 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 da. 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 da, da, da. Da, un uh, mare mare, mare, bă, mare bă, personalitate exact, și da. bă, tot timpul mi-am dorit, la un moment dat am jucat împreună cu el într-o producție românească și a fost așa un, un vis că era de la are, de are la Are 70 șapte, ceva, mi se pare. Cam așa, da. da doamne, da Și mă, bă, eram fericit că joc cu proful și da, da. el era domnitorul Iancu de Hunedoara, eu eram un tânăr Vlad Țepe și acolo, da. da. Povestește-mi puțin, după care, următorii ani, a fost un parcurs unde am început să joci în tot felul de producții. Da, 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 da. da. În perioada de facultate bă, am făcut tot felul de reclame. Bă, în anul 3 deja jucam într-un spectacol la Teatrul Elisabeta. Bă, prima, prima oară când mă urcam pe scenă, aveam o, era o presiune foarte mare și aveam emoții de simțeam că îmi doresc să stăteam. Îmi aduc aminte că stăteam în spatele ușii să intru, așteptam să vină momentul să intru în scenă și îmi doream în momentul ăla să, să, să se dărâme teatru, să, se, să vină un meteorit, să, să fie un cutremur, să nu trebuiască să intru. Era atât de mare emoție, probabil că ai trăit-o și tu la un moment dat. Să se întâmple ceva că eu să nu fiu nevoit să, să intru în scenă pentru că îmi ieșea inima din, din, piept. Dar ușor, ușor... Cum, sau... ai, cum ai, putut să depășești momentele astea? Aici vreau să, vreau să uh, highlight asta, adică să o, da. cumva să o subliniem. Uh, M-am gândit de-a lungul ultimilor, uh, ultimilor ani, observ asta foarte mult uh, la mulți copii extrem de talentați și numai copii. Mă refer la copii și la tânăra generație 25, 28, 30 mm. în muzică, în comparație cu voi unde voi aveți la un moment dat accesul uh, uneori mai raf sau uneori mai bun, depinde de profesor, da. și scoate... Bă, nu pronunț eu cuvântul ăla, altul, scoate ăla scoate din voie. Adică da, reușește cumva să face să te peste emoții, pentru că există diferite tehnici în, a, în, a, în, a, în actorie. De. Și mai ales în teatru e mai ușor decât în, în film. La muzică, din păcate, observ că ai oameni. În ultimile zile m-am uitat acolo la mic al meu, că am de patru ani, poate m-am uitat la, mulțumesc frumos, la Sing, la mm -hmm. filmul de desene animate. Și ai văzut că e elefantul care era extrem de rușinoasă. Personajul ăla l-am regăsit la Damian la mine nu o să-ți vină să crezi ani de zile unde aveam nevoie sau să bag așa ceva sau alte nenorociri ca să pot să fac și față pe scenă mi cu niciodată băutura sau alte lucruri dar ca să mi mor emoțiile până când am ajuns să pot să fac asta fără să am niciun fel de emoție ca să pot să-mi gestionez dar observ asta la o grămadă din generația tânără care sunt extrem de talentați muzical și pentru că nu au pregătirea necesară emoțională care nu e vorba de terapeut nu. Are, are de a face cu frica de scenă și cu frica exact. de public. Uh, frica de public. Uh, și m-am gândit de foarte multe ori, am vorbit și cu, cu Sandu, cu Gruia, uh -huh. uh, m-aș fi vrut să vorbim și cu mai mulți actori tineri ca tine, să facem un curs unde să ajutăm tinerii artiști, muzicieni, cântăreți soliști să-și depășească asta, pentru că sunt foarte mulți extrem de talentați. Eu aud în studio cum vin, uh -huh. cum cântă, bă, și în momentul când se urcă pe scenă, s-a da, da, să rupe tot filmul. Da. Și e, este, este, cumva, Daniel este cumva, adică sunt pur și simplu handicapați în momentul tot talentul Dar ăla vid, adică te, da. te omoară, te îngroapă, da, da, îngroapă Orice, și pierde oportunitățile artistic. pentru că e momentul, da, momentul, exact. Da, adică da, după aia spune în primare sau ceva, plus că mai e ceva. La, la voi, la actori, dacă e cât de prost ai fi, adică poți să faci 20 de take-uri ca să iasă bine o filmare, da, să vede da. că nu ești actor. Dar da. noi în ziua de astăzi cu computerul, știi că dacă ai o voce proastă și atunci îți spune în primara și îți spune, a, -ă că e în computer. Și da, nu, da. Așa cânt eu. Păi ia cântă. Da. Și când nu trebuie poate. Să demonstrezi, te blochezi și s-a terminat orice exact. șansă să, să ce, mergi mai departe. Ce recomanda pentru ăștia? Există adică în tot ce ai făcut o tehnică sau profesor sau oameni care să e o tehnică, dar știi, tehnica se, se dezvoltă pentru fiecare individ în parte. Adică nu e una să pui punctul pe ei și să zici dacă faci așa o să sigur o să meargă. Fiecare își găsește propria resursă în interiorul lui să uh. să depășească să depășească pragul. momentul ăsta Și pragul de ok E momentul ca eu să intru Sunt în backstage Dar eu acum trebuie să intru Și nu mă interesează ce fac Dar eu trebuie să fac asta Uite îți dau un exemplu Care pe mine m-a ajutat enorm de mult Există un documentar Despre Jim Carrey Jim and Andy se numește și uh, documentarul s-a filmat pe perioada în care ah, Jim Carrey, Andy Kaufman, Andy Kaufman. Exact film. Bun. Și au fost inspirați să pună o cameră tot timpul lângă el și să-l filmeze pe tot parcursul filmărilor. Dar în documentarul ăsta, înainte ca el să înceapă filmările, povestește că uh, ajunsese ca un băiat uh, Viitor comediant a plecat din Canada și a venit în state, în LA, să își facă meseria lui de comedian. Nu își imagina vreodată că o să fie Jim Carrey de astăzi. Bun. Și venind dintr-o familie în care părinții lui și mai ales tatălui era foarte uh, deschis tot timpul și făcea tot timpul glume, a încercat totdeauna să îl imite pe tatălui și îl, îl avea ca pe un idol pe, pe taică. Așa că și-a luat inima în dinți, a venit în Statele Unite și a zis eu trebuie să fiu comediant. Și povestește în documentar și mi se pare extraordinar, povestește în documentar cum își crease show-ul de acasă și l-a făcut și l-a gândit foarte bine și a ajuns la scenă, în fața publicului și ce era în mintea lui era un singur lucru. Eu, în seara asta, era pentru prima oară când ținea show. -ul. Eu în seara asta nu voi coborâ de pe scenă până când oamenii nu o să râdă. Eu o să fac pe naiba în patru ca oamenii ea în seara asta să râdă. Să Și nu o să cobor de acolo până nu se va întâmpla. Ceea ce mi se pare pentru mine a fost o lecție... E o lecție de viață, e o lecție pe care eu o să în țin minte toată viața și o povestesc și copiilor, și tuturor. State of mind, ăsta de. Eu nu plec de acolo până nu se întâmplă. Și, automat, Lucru care noi, adică pentru cei care ne văd și care nu sunt în meseria noastră, pentru că poate de foarte multe ori să ne afecteze starea publicului și atunci da. ți-o iei în bot după primele 10-15 minute și într-o stare proastă și s-a terminat. S-a terminat. Nu, adică intri în un orice. nu te interesează de, de starea lor sau fața da. lor, pentru că asta vorbeam chiar ieri cu cineva. Am spus da. că de multe ori merg la un eveniment sau la un concert da. și eu, eu când când cânt cu vocea sau cu noi, când da. cu ochii închiși și nu mă uit. Da. La sfârșit, când, când dau drumul la, 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 la schid ochii, toată lumea începe să Exact. Aplaud. În proiectul celălalt cu Damen Brothers, unde sunt uh -huh. cu Toba și mă uit și văd, mai vezi pe unul cu fața posomărută, mai vezi așa. Și mi-am dat seama că cel mai bine este nu mă uit niciodată, în ochii nu, lui. în ochilor, lor, adică, pur și simplu, da, îmi deses totdeauna da, da, da. un ceva pentru că nu vreau starea lui, care exact. nu e, pe fapt starea lui proastă. Poate, -po 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 -așa, așa e a se ala. uită de el. El, exact. așa da, el da. în viața da. lui. Plus că mai am observat ceva. Același omul, vezi peste jumătate de oră după ce mai băut un pahar de vin sau cu s-a ridicat în exact. sus. Exact, și Dar, e bucuros, dar, și dar eu i-am dat șansa să se ridice în sus, pentru că dacă de la prima rând dezamăgit, m-aș fi retras da. Deci e, e foarte fain asta. Și omori momentul și te omori pe tine, omori artistul din tine, pentru că tu, deși crezi că el gândește ceva și nu-i place, de fapt, el așa, așa, așa e el. privește el și așa te ascultă el pe tine și la un moment dat, la finalul momentului, va aplauda și va fi bucuros că tu ți-ai făcut momentul ăla. Deci, apropo și de muzicieni, din punctul meu de vedere, ca și orice alt artist, fie că face teatru, fie că face film, fie că face muzică, uh, ai ieșit acolo eu nu mă dau jos de pe scenă până când omul ăla nu va primi ceea ce eu am de oferit. Nu există. Am emoții, n-am emoții, te-ai urcat pe scenă, scena e sfântă, tu trebuie să faci. Ești artist și omul a venit, a plătit bilet. Ai, sau... lucrat, ai lucrat și tu cu cineva la asta, cu emoțiile? Bineînțeles că am lucrat, dar ele se. adică experiențele astea se câștigă și în timp. Și uh, n-ai cum să o definești neapărat Ex Există, bineînțeles, niște exerciții pe care le poți face, dar asta e de. totul pleacă de aici. Și cu practică. iar și o dată, și încă o dată și încă o dată. Și încă Eu o dată și încă le le spun copiilor la academie, de ce credeți că pentru a zbura și a putea să fi uh, pilot de. Uh, pentru ai nevoie un de avion de bore. Comercial, ai nevoie de 10.000 de ore de zbor. De ce? Pentru că alea 10.000 de ore de zbor te transformă pe tine dintr-un civil, într-un pilot responsabil care poate să, uh, uh, să ducă niște oameni de la punctul A la punctul B în siguranță. Exact. Și stai pe de 300 persoane. Sau Asta este? e valabil exact. și în muzică, e valabil și în medicină, e valabil și în teatru și bă, orice altă meserie. Și tu știi mai bine decât mine că ai mult mai multă experiență. Mulțumesc. povestește despre Vlad. Adică Vlad Țepeș, am înțeles că ai jucat și când era mai mic. Exact. Dar acum, adică ești actorul nostru care joacă în rolul ăsta extrem de important. Într-o producție turcească care are un succes Uriaș pe Netflix da. Și povestește un puțin mai larg despre momentul ăsta Cum s-a întâmplat în uh, Am dat un uh, Serialul Au ales pentru uh, uh, Spre norocul nostru și norocul meu Și așa mai departe și Dar și al României în, uh, în general <gântu -i> Au ales Producătorii Ca pentru sezonul 2 Să spună povestea lui uh, Mehmed Versus Vlad pentru că ei doi au fost, au crescut împreună la Edirne înainte ca Mehmed, Mahomed așa cum îl știm noi, ei îl numesc Mehmed, să devină sultan și să cucerească Constantinopolul și să devină uh, uh, fatih sultan Mehmed, Mehmed cuceritorul și al doilea cezar al Europei. Uh, ei au crescut împreună, au învățat împreună aceleași lucruri, uh, au mâncat din aceeași farfurie uh, și... Sezonul 2 s-a concentrat mai mult pe partea umană a lui Mehmet. Pentru că în primul sezon îl vedem pe el la 21 de ani cum cucerește Constantinopolul cu ajutorul tehnologiei, cum zidurile alea după 1000 de ani au fost dărâmate pentru că el a venit cu ceva nou, cu tehnologia, cu tunurile. Și îl vedem mult mai rece. În sezonul 2 ce și-au dorit producătorii e să, e să vedem din nou expansiunea Imperiului Otoman, dar de data asta mult mai personală pentru Mehmed și să-l vedem mult mai humanized decât l-am văzut înainte în sezonul 1 așa că au ales să spună povestea dintre el și Vlad dintre cei doi frați spirituali care în momentul ăsta sunt la doi poli opuși și oricât de mult s-ar iubi cât de mult au, au urmat cursul istoric adică real este foarte apropiat. Bineînțeles că istoricii uh, o să, istoricii din România o să-mi sară în cap și o să zică nu că nu e așa, că lucrurile s-au întâmplat așa, uh, dar istoria e scrisă, așa cum știm cu toții, de cei care înving, nu de cei care sunt înfrânși, uh, înfrânți. Așa că, din punctul lor de vedere, mai ales că ei sunt producători ai uh, serialului, ei au spus varianta lor și pentru publicul, în primul rând pentru publicul din Turcia, dar în același timp și pentru publicul din toată lumea, și l-au creat într-adevăr pe, pe Mehmed un erou. În același timp, la fel de erou este și Vlad. Și ce e important în, în producția asta și ce e fain în producția asta e că este cât se poate sau încearcă să fie cât se poate de obiectivă și să nu arate cu degetul nici într-o parte, nici în alta. Pentru că se livrează o informație cât se poate de uh, corectă din anumite uh, surse. Și din punctul meu de vedere, pentru cinematografia din România și pentru România ca țară și ca viitor turism, ce va aduce serialul ăsta uh, spre România și spre uh, Vlațepe și Vlad Dracula și Transilvania, pe care toată lumea oricum o știe, uh, e aur. E aur că s-a pus uh, degetul pe hartă și a zis, ok, facem povestea în România. La Foarte Giurgiu, eu. cu atacul de noapte și cu tot ce s-a întâmplat cu Vlad. A și... la Giurgiu. Uh, nu, am filmat la Istanbul, dar seamănă cu, cu seamănă cu Giurgiu, Dunărea seamănă. Uh, și deci uh, serialul este uh, compus din câte episoade? Din șase episoade. Șase. E o docudramă, Sunt și istorici acolo și asta e avantajul, că sunt și istoricii, și istorici români, și istorici din Statele Unite și istorici turci care confirmă poveștile pe care noi ca actori le jucăm. E undeva la 80% ficțiune și 20% vorbesc istoricii despre, despre evenimente și confirmă ceea ce se întâmplă acolo și ceea ce facem noi ca, ca actori. Și eu, din punctul meu de vedere, pentru mine ca actor, e o binecuvântare, și în același timp, așa cum am zis până acum, și pentru România și mă bucur că. Deși a strânit atâta uh, uh, discurs al istoricilor din România, al tuturor care au văzut serialul ăsta și oamenii au început să vorbească despre el și de bine și de rău și despre adevărul și fiecare știe mai bine ce s-a întâmplat acolo. Ok, că s-a întâmplat asta sau că nu s-a întâmplat, ce e important e că oamenii din nou au aflat o poveste și ne-am readus aminte cine suntem. Și care e identitatea noastră, și mai mult decât atât, îmi doresc să tot valul ăsta creat să stârnească și dorința din România de a spune varianta noastră. Ok, ei au spus-o pe a lor. Foarte bine. Dar noi de ce nu o spunem pe a noastră? Hai să o spunem. Are cineva curajul să o spună? Acum vorbește și producătorul din mine. Da, da, da. Uh... Adică de ce în povestea lor? Cum, cum reiese, Vlad? Uh... Bineînțeles că uh, el este The villain dar ce am încercat și dorința regizorului, și uh, uh, pentru că întotdeauna trebuie să existe un protagonist și un antagonist. Și cu cât forțele sunt mai echilibrate, cu atât lupta e mai puternică. Și uh, discuția mea cu regizorul de încă de la început a fost ok, cu cât îl facem pe Vlad mai puternic și cu cât îl facem pe Vlad mai imprevizibil, cu atât Mehmed va e fi și mai, puternic. mai puternic. Pentru că la final, așa cum dăm un spoiler. că, adică, în realitate, acum, să, să nu vorbim prostii, Mehmed era o, o, o super forță atunci. Bine dacă țeles. să și ne gândim, adică, era, adică despre ce vorbim? Nu numai despre Vlad... România, adică asta era da. cineva care a să toată Europa, adică era. Da, și intenția lui era să ajungă la Roma, exact. adică să cucerească Roma, Imperiul Bizantin deja în mare parte era tot al lui și uh, uh, a avut niște, niște lupte cu sârbii la Belgrad cu Iancu de Hunedoara care a condus armata și mai departe voia să ajungă către, către Roma, adică discursul lui era că este noul cezar și stăpânul celor două ape exact. și stăpânul Imperiului. Era un imperiu, adică despre ce vorbim? Când au trecut Dunărea cu 100.000 de uh, uh, soldați și cu 100 de tunuri, cu care cu 9 ani înainte cuceriseră Constantinopolul, noi era eram exact. micuți. da. Dar, în același timp, Vlad avea și personalitatea lui foarte putere. Avea și era un strateg briliant. Pentru că altfel nu ar fi ținut față, nu ar fi ținut piept armatei atât de mult timp. Pentru că au fost niște săptămâni întregi de asediu. Și ce, o să, ce se și vede și ce, cum e fain construit în serial e că toată, ei nu au avut o luptă directă. Pentru că nebun să fii să ai o luptă directă tu având 30.000 și ăla având 100 de soldați. dar toată, toată schema a fost că el era pe hit and run. Lovim și fugim, lovim și fugim chiar spun la un moment dat, vorbește personajul, vorbește Vlad și zice că o să luptăm uh, like wolves in the shadow. Adică atacăm și fugim înapoi în pădure. Doar așa puteau să curețe ușor. Mai omorăm astăzi câțiva, mai omor mâine câțiva, mai atacăm mâine, uh, poi mâine. A încercat și cu uh, arm, uh, armă biologică a trimis, a scos pușcăria și oamenii din închisori care erau bolnavi și le-a dat drumul în, în închisorile în, Pentru uh, ei ca în campul otoman ca să îi îmbolnăvească. Adică a încercat toate variantele posibile ca să evite o luptă directă, așteptând în timpul ăsta uh, uh, trupele din Ungaria. Austro-Ungare care trebuiau să vină și să, să lupte pe două fronturi. Așa și așa o o să povestește despre Tine, și cum mai, mai luat uh, uh, casting și tot. Povestește-ne puțin despre, cum ai spus, el de fapt a învățat de la ei. Lupta cu iatagan. Cu Iat, adică, exact ce a fost greu pentru mine ca actor e că, da, bineînțeles, eu am făcut lupte scenice și în facultate și după, prin toate proiectele pe care le-am mai avut, m-am luptat cu sabia foarte mult. Dar era pentru prima oară când am ajuns, am ajuns la Istanbul și era pentru prima oară când trebuia să mă lupt cu Iatagan, cu sabia lor care e rotundă și mult mai ușoară decât sabia europeană care e dreaptă și grea. Așa că noaptea în subsolul hotelului unde ne-au cazat, stăteam și practicam cu două mâini, la două mâini, cu două săbii, încercam să-mi dau seama cum funcționează lupta cu Iataganu. Adică stăteam, plus de asta lucram foarte mult și cu cascadorii, că am mers cu două săptămâni mai devreme acolo ca să lucrez cu cascadorii, să învăț coregrafiile, să mă cunosc cu calul. Uh, pentru că era foarte important, fiindcă aveam foarte mult de joc cu, cu el. Și în perioada asta, dar și dup chiar după ce am început filmările, am stat foarte mult să exersez cu, cu sabia lor. Pentru că e, e o altă luptă. Lucrurile se întâmplă mult mai repede, se mișcă totul mult mai repede. Loviturile noastre cu sabia dreaptă sunt drepte. Ale lor sunt în X, totul e în X. Deja aveam coregrafii în care mă luptam cu 7-8 soldați 7-8 cascadori și era un haos Adică la început am zis Eu nu o să pot să fac așa ceva Nu o să pot să fac așa ceva Ușor, ușor, practice by, day by day am, am reușit și au fost niște lupte Foarte, foarte bine făcute Au, au avut cumva să promoveze și Pe felul în care uh, da. Tragi în țeapă Da Uh, da, e foarte, foarte bine explicat și uh, 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 foarte înțeles, adică se înțelege, se înțelege foarte bine de ce făcea lucrul ăsta și cum făcea lucrul ăsta și care erau motivațiile pentru care făcea asta. Ce mi se pare fain și modul în care am lucrat cu regizorul și uh, uh, cum e scris și cum a ales producția Netflix să spună povestea asta e că se înțeleg toate, toate motivațiile personajului. Adică nu îl vezi un nebun și atât, nu îl vezi un tiran, nu îl vezi. Se demitizează a, a, acest nume de Vlad Țepeș, Vlad Dracula și îl vezi om. Și îi înțelegi, înțelegi motivațiile, îi înțelegi dorințele, îi înțelegi răzbunarea, de unde vine, ce, ce traume a avut în copilărie pentru care acum a ajuns să facă lucrul ăsta. Îl vezi un om de familie, îl vezi că iubește. Cu pasiune Îl vezi că își iubește fratele Îl vezi un frate Care are grijă de fratele mai mic Dar în momentul ăsta Nu mai are ce să facă Adică asta mi se pare important Și la Mehmet și la Vlad Că nu sunt doi eroi Puși bun de pus În vază și de ridicat o statuie Nu, sunt doi oameni Sunt doi oameni care nu au reușit din anumite motive, din timing, din planurile fiecăruia să se înțeleagă. Și asta e e cel mai important lucru din sezonul ăsta, din sezonul 2 și între lupta în lupta celor doi. Că doi frați nu se pot înțelege din cauza unor lucruri pe care viața le oferă. Nu e nimeni vinovat de asta. Sunt doar două culturi diferite, sunt doar două dorințe diferite și până la urmă ajung să se omoare între ei. Nu știu dacă se omoară sau nu. Nu știm care a fost adevăratul sfârșit al lui Vlad. Sunt multe teorii și povești. Dar ce vedem noi în serial? Vedem doi oameni care nu pot comunica unul cu celălalt. Și apropo ei de... La bază... Da. Frați spirituali și-au crescut împreună. Adică, apropo de comunicarea și ce nu reușim astăzi să facem, Asta se întâmpla și cu ei, și asta se întâmplă din totdeauna, în momentul în care unde nu există cum să poți mai comunica la ce să unde filmul? Uh, Când Mehmed se pregătea să cucerească Constantinopolul și Vlad, după prima lui domnie de la între 17 și 18 ani, a venit la uh, edirne și i-a cerut niște trupe. Lucru care este și foarte bine surprins în uh, scenariul de la, de la serial, de la Netflix. E o scenă, o secvență foarte, foarte frumoasă, și plină de emoție, și plină de candoare între ei doi, în care unul avea nevoie de ceva, altul avea nevoie de altceva. Și nu s-au putut înțelege. Și de acolo s-a rupt tot. dă să seama dacă stai și te gândești că noi vorbim aici. Am 52, am făcut așa. Mășind. Mulțumesc frumos! și zis mă o, o, responsabilitate de, a, de a asta că de e. Ai 29 responsabilitate ca asta că de da. e. Aici vorbim de doi copii, unul avea 18 exact. ani și unul avea 20 de ani sau cât avea. Da, da. Și, ce, ce, fel de responsabilitate, avem, adică cum să avem, poți da. să comunici, adică exact. e, e, sunt niște lucruri foarte... Și mai ales că fiecare voia altceva, mai ales la mintea de 18 ani, adică despre ce și vorbim. Orgoliu ăla și... E, și orgoliu și dorința, să, eu trebuie să demonstrez trebuie să... acum. Exact. De asta și Mehmed, peste un an de zile, la a cucerit Constantinopolul, dar l-a cucerit pentru... Dintr-o nebunie, toată lumea a spus, nu o să reușești, o să mori acolo, nu o să se poată întâmpla lucrul ăsta. A crezut, Până și-a atins scopul. Dar probabil că dacă se afla la 35 de ani în postura aia, n-ar fi avut sigur, curajul. Nu. Nu, nu. La 21 încă există nebunia și energia. Ok. M și dacă Mă mori lumea, dar cum ai reușit să fugi din țară? Că aveam 18 ani. Exact. Nu... Da, da, da. E, altă, altă, altă e vântul exact. în pânze și în aripe. și despre tine. Cum ai ajuns să joci în rolul ăsta? Uh, am dat un casting lucrurile s-au uh, legat de mai mult timp. La un moment dat aveam, și știu, abia în facultatea și am făcut deja lăsase părul lung pentru că în uh, spectacolul de licență noi am făcut un remake după uh, Câinele grădinarului jucat de Florian Pitiș la Teatrul Bulandra în 88-89. Și eu jucam ce juca Pitiș în, în spectacol, Câinele Grădinarului, un musical, cântam, era muzica anilor 80-90, compusă toată de Pitiș, era uh, un fenomen spectacolul ăla. Și noi l-am refăcut, am făcut un remake. Bun, și eu am zis, eu vreau să fiu ca Pitiș, cu uh, păr lung, uh, să fiu hipioci, așa mai departe. Și am început să-mi las părul lung pentru, pentru spectacolul ăsta. Între timp, eu mă mai urcam pe cal pentru că bunicul a avut cal și bineînțeles că mă urcam și călăream de mic. Și a fost nevoie la un moment dat pentru o reclamă de un, de un cavaler. Și am zis, ok, am dat o probă cu părul lung, nu știu ce, m-au ales să fiu acest cavaler. Ok, am făcut reclama, a fost foarte bine, a fost super apreciată, e foarte bine făcută, foarte bine filmată. Mai departe, după ce, la scurt timp după ce a și reclama pe post, regizorul și producătorul de la Egregora, care e un serial românesc despre spiritul, spiritul românesc și spiritul nostru, identitatea noastră națională, plecând de la Daci până în contemporan, avea nevoie să filmeze niște secvențe cu un Vlad Țepeș la 25 de ani. M-a văzut, a văzut reclama respectivă și vorbind cu profesorul meu, Ștefan Velniciu, care urma să joace în, în serial, i-a zis, domn profesor, am nevoie de un Vlad Țepeș tânăr. Domn profesor i-a arătat reclama cu mine și el a zis instant, ok, el e, îl vreau. Asta se întâmpla în 2018. M-a chemat că eu eram sus, mă pregăteam pentru spectacol, m-a chemat în braseria teatrului, am vorbit cu regizorul, am avut o discuție, mi-a zis gata, tu ești, dăm și o probă, da, tu ești sigur, tu ești. Și din 2018 până în 2021 am tot filmat uh, uh, la proiectul ăsta. Filmam rar pentru că nu sunt foarte mulți bani la dispoziție și filmam din când în când câte o secvență. Sper că la un moment dat lucrurile să se întâmple în bine și pentru proiectul ăsta. De la asta, eu deja creasem o imagine că eu cavaler, că eu Vlad Țepeș, că X, Y, Z, postam pe toate rețelele de socializare, că eu un costum, nu știu ce. Și în momentul în care a venit proiectul în România, directoarea de casting, domnica Crăciumaru, m-a sunat. A zis, Bai, uite, am nevoie de un Vlad Dracula, Vlad Țepeș, hai să dai o probă. Că tu ești. Adică, o să dăm un casting, bineînțeles, dar eu pe tine te văd. Zic, ok, bine, hai să dăm. Și am dat proba, m-am pregătit. Bineînțeles că aveam și o mare presiune uh, 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 pe cap, pentru că toți prietenii mei, uh, toți actorii știau că eu deja joc în Egregora. Cum ar fi fost ca altcineva cineva, alt actor să ia rolul ăsta într-o producție atât de mare? Nu se poate așa ceva. Eu trebuie să iau uh, uh, rolul ăsta. E al meu. Trebuie să fie al meu. În același timp, domnica mi-a și trimis uh, trailerul de la primul sezon. Și când am văzut, eu nu știam de proiectul ăsta. Și când am văzut trailerul, cât de bine e făcut, am zis, nu se poate. Nu, eu trebuie să fiu în producția asta. Și apropo de ce ziceam mai devreme, eu nu cobor până nu-i fac pe oameni să râdă, eu mă duc la casting și o să-l iau. Și lucrurile s-au întâmplat, am dat proba, a fost trimisă către regizor, regizorul a vrut un, un zoom cu mine să mă cunoască și mai bine, mai ales după care am trecut și prin filtru uh, Netflix pentru că ultima decizie la ei, și după asta m-a sunat domnica și mi-a zis ial tău, te duci la Istanbul. Și de acolo povestea. Cât uh, a durat primările? Trei luni. Am plecat prin octombrie și am venit acasă înapoi în decembrie, înainte de Crăciun. Și asta cam 3 luni. Filmările au, luat, au durat vreo 2 luni jumate, dar și cu pregătirea de dinainte de 2 săptămâni, cam 3 luni. Da. Și acum, să iau de când a apărut pe Netflix, am înțeles că a fost câte săptămâni? Uh, păi a apărut pe 29 decembrie și pe 31 uh, era numărul 1 în România, numărul 1 în Turcia, era în top 10 în 50 de țări din, uh, din toată lumea și pe locul 8 worldwide adică nu se aștepta nimeni. Dar nimeni, nici măcar producția din Turcia la un uh, succes atât de mare. Uh, e și foarte bine produs. E și foarte bine făcut. Exact, și subiectul este extraordinar, adică, Vlad, da. Dracula, n nai cum să dai. Și toată lumea, bă, bă, probabil că. A fost o chestiune foarte deșteaptă ca ei să aleagă subiectul ăsta pentru că toată lumea știe de Vlad Dracula, dar știe lumea știe de Dracula din, din, din povestea lui, lui Bram Stoker, Stoker. nu exact. din, din perspectiva Și istorică. acum vezi altceva. Dar în același timp numele are răsunet numele deci vezi se duce, două, e Dracula. Același personaj în două, Exact. din altă perspectivă exact. și îl vezi pe omul Dracula și din, față. din spatele mitului. Așa că și din punct de vedere al vânzărilor, oamenii au vrut să vadă cei cu Dracula, cei cu Vlad. În același timp și serialul avea deja fanii lui și normal, uh, normal. era destul de bine primit de la primul sezon. Ce urmează pentru tine, Daniela, acum cei care, care sunt planurile de viitor? Uh, în momentul ăsta sunt uh, la scurt timp după lansare, sunt în căutarea unui agent. Îmi doresc să... Uh, să fie prima experiență de genul ăsta, cea pe care am avut-o la Istanbul și să am experiențe doar de la nivelul ăsta în sus, îmi doresc, Doamne ajută să se întâmple. Caut, sunt în căutarea unui agent, unui manager în afară și mă pregătesc intens pentru treaba asta, îmi pun toate documentele la dispoziție. În același timp Fac, îmi joc spectacolele de teatru peste tot prin țară, am un turneu cu colegii din, din Adela. Uh, îmi predau la copii, în continuare, chiar dacă Doamne ajută să ajung să joc cu Al Pacino, în continuare o să vreau să, să predau copiilor pentru că sunt sufletul meu și îmi oferă super multă energie și n-aș vrea să renunț vreodată să, să mai fac lucrul ăsta. Să un în punct în care să n-am timp să mai vin în România pentru cursuri, dar îmi doresc, îmi doresc să rămân să să așa cum și eu am primit o și am primit informația din toate punctele, așa și eu vreau să simt nevoia să o dau mai departe către copii și mi-oferă oferă, mi-oferă multă, multă ești credincios? Sunt credincios. Sunt credincios. Nu merg neapărat la biserică, dar cred într-un Dumnezeu al meu la care mă mai rog din când în când. Rar, dar el știe că, că am un respect foarte mare și că e o legătură puternică. Crezi în legea manifestării sau atracției, adică crezi că lucrând la proiectul celălalt cu Vlad Zepeș, ți-a adus proiectul ăsta? Da, da absolut. absolut. -ai, Lucrurile ai, se ai, ai, ai făcut exerciții de vizualizare sau ți-ai imaginat? Nu am făcut exerciții de vizualizare, dar cred mai degrabă în, în munca depusă acolo. S-au întâmplat, ne fiind un proiect cu buget foarte mare, s-au întâmplat să fie momente în care eu împreună cu producătorul și regizorul, care sunt aceeași persoană, Andrei Chiriac, pe care îl respect și apreciez enorm tot ceea ce face și determinarea lui, am învățat foarte mult despre determinare de la el, neavând foarte mare echipă și neavând foarte mulți bani. La un moment dat ajunsesem eu împreună cu el Să îmbrăcăm figurația Să le punem haine, să avem grijă Pentru că erau luate pe numele nostru De la Muzeul de Istorie din Târgoviște Și așa mai departe Eu am stat să spăl pelerinele alea Când ne-am întors de la filmare pline de noroi Pentru că trebuiau uh, date înapoi la, la teatru Și cred în, în munca asta făcută Fără să ceri ceva înapoi Ci pur și simplu o faci pentru că Ai o pasiune și vrei să o faci Și în momentul în care se întâmplă fără ca tu să o ceri, mi se pare că atunci îți vine înapoi în zecit. Pentru că tu n-ai -ai, -ai cerut-o, ci pur și simplu ai făcut-o fără să întinzi mâna. Ci pur și simplu ai simțit să o faci. Și atunci când simți să o faci, karma bună ți se întoarce și îți dă de 10 ori mai mult. Știi? Cred în, cred în chestia. Asta. Super tare. Am o întrebare. De obicei, la finalul podcastului, pun tuturor o întrebare, să zicem, din toate experiențele pe care le-ai le acumulat de-a lungul vieții uh -huh. și din tot ce ai făcut, ce recomandare ai avea pentru tânăra generație sau pentru cineva care se uită la noi peste 500 de ani, 300 de ani, mm. undeva într-un într virtual un reality. Mic exact un într-o hologramă. Exact. Da. Dacă îmi doresc să, cel puțin la până la 29 de ani, asta am înțeles și asta vreau să las mai departe, dacă îmi doresc să rămână ceva pentru totdeauna de la mine, îmi doresc să rămână uh, puterea și determinarea de a-ți urma visul. Adică un exemplu, bineînțeles că sunt atâtea alte exemple. Eu l-am pe al meu și așa am mititel în uh, cutiuța lui, dar e foarte puternic, pentru că nu o să renunți niciodată să îmi urmez visul, orice s-ar întâmpla. Doamne ferește să nu se întâmple vreo boală Că pe aia chiar n-ai cum să o Doamne ferește. Doamne ferește În același timp Orice ar fi Pentru orice există o soluție Să ieși din problemă și să-ți Continui drumul mai departe Și cred în lucrul ăsta Și apropo de manifestare de ce ziceai tu Dacă mergi în zona aia Și dacă crezi cu adevărat în lucrul ăsta Nu are cum să nu se întâmple La un moment dat se va întâmpla Nu azi, nu mâine, nu peste 2 ani dar dacă tu crezi în continuare și știi foarte bine și tu asta se va întâmpla. Doamne ajută. Îți mulțumesc mult Daniel. Și eu îți mulțumesc. Mult succes în tot ceea ce faci și uh, m-a făcut o mare plăcere asta mai. Și pentru mine e o mare plăcere. Mult. La, 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 la.